De fiecare dată când ziua de 13 este marțea, pompierii marchează ziua informării preventive. De asemenea, în fiecare an, pe 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Putem spune că în acest an, marți 13 octombrie, este o zi cu dublă semnificație. Pompierii atrag atenția asupra necesității prevenției, dar și a importanței reducerii riscului dezastrelor naturale. De fiecare dată, când ziua de 13 este marțea, vorbim despre ziua informării preventive. De asemenea, în fiecare an, la data de 13 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Putem spune că în acest an, marți 13 octombrie, este o zi cu dublă semnificație, care atrage atenția asupra necesității prevenției, dar și a importanței reducerii riscului dezastrelor naturale. Având în vedere dispunerea geografică a județului Mehedinți, acesta este expus majorității categoriilor de hazarde naturale, care se pot produce: inundații, cutremure, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase. În plus, anul acesta ne confruntăm cu manifestarea unui risc epidemiologic ce și-a făcut simțită prezență la nivel global și a cărui particularitate este aceea de a fi nevăzut, ceea ce îl face greu de controlat și de combătut. Pentru a marca această zi, pompierii mehedințeni au desfășurat acțiuni de diseminare a mesajului preventiv prin distribuirea de materiale suport unităților de învățământ, operatorilor economici, instituțiilor publice, dar și centrelor comerciale. Activitățile au urmărit creșterea nivelului de siguranță în rândul cetățenilor, dar și crearea unei culturi preventive, cu precădere pe respectarea măsurilor stabilite pentru limitarea și combaterea răspândirii noului coronavirus, dar și a regulilor privind apărarea împotriva incendiilor. Această pandemie este un semnal de alarmă care a făcut ca riscul epidemiologic să detroneze toate celelalte riscuri manifestate până în prezent. Specialiștii fac apel la cetățeni să conștientizeze că doar împreună, respectând măsurile impuse de autorități, vom depăși această perioadă plină de încercări și ne vom bucura din nou de libertatea avută înainte de apariția acestui virus.